Călin Georgescu nu crede că o femeie poate conduce o țară. Ea poate doar susține un bărbat în această luptă. O femeie? Nu. Pentru că femeia are un alt rol în societate. Nu de președinte. Nu are cum să facă față. În fața femeii trebuie să te pleci, pentru că de naștere la ființa omul, cum spunea Pete Țuțea. Și eu, și dumneavoastră tot din femeie ne tracem. Ca să fii pe această zonă de luptă aprigă, nu-i de joacă. Asta nu poate să o facă decât un bărbat sprijinit de o femeie puternică. Asta e foarte important ce vă spun, și sprijinit de o națiune în care femeile trebuie să aibă un rol principal. Este diferență mare, gigantică, între feminitate, care este puterea femeii, desăvârșită, și feminism, impusă de un Occident degenerat, care nu a făcut altceva decât să distrugă cea mai mare putere din lume, a răspuns Călin Georgescu. Delia Matache a comentat în stilul său caracteristic. Mor, bă! Femeia e doar ca să facă copii. Daia e ea. Atât trebuie să facă. Nimic altceva. Știați? Ea nu rezistă. La stres și nu poate prea multe, săraca. Ea are alt rol.